La sport, Nebi a venit să ne bage în priză. Fetele, bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Astăzi îmi face acel antrenament, acel prim antrenament de după vacanță, de după concediu, nu? În care cei mai mulți dintre noi, cel puțin la sală, avem tendința să ne antrenăm ca și cum de mâine sala s-ar închide sau n-ar mai exista săli în București. La sală, cel puțin, foarte mult nu este egal cu foarte bun sau foarte sănătos. Adică foarte multe greutăți, foarte multe exerciții, foarte multe ore petrecute în sală nu este neapărat foarte sănătos pentru corpul nostru. Așa că antrenamentul vostru, acel prim antrenament de revenire, trebuie să arate cam cum vom arăta noi astăzi. Da? Fetelor, vreau să ridicăm gantarele de la sol. Picioarele ușor depărtate, genunchii flexați, da? Vreau să începem cu flexii și ridicări, da? Mișcări simple. Exact, nu ne trebuie foarte multe cunoștințe despre sport pentru a lucra genul ăsta de exercițiu. În schimb, îmi antrenează atât musculatura bicepsilor, cât și musculatura umerilor, da? Adică partea de sus a trunchiului, da? 3, 2, 1, bun, ne aplecăm. Atenție, avem brațele întinse jos, cu brațul întins ridicăm la spate până ajungem cu brațul paralel cu trunchiul și revenim cu el jos. Și din nou, sus și revenim. Și din nou, sus și revenim. Bun, asta e. La sală, în schimb, repetiția este mama învățăturii. Așa că nu vă opriți decât după ce ați repetat același număr de repetări, da? De mișcări, cel puțin de 3 ori. Da? Și vă recomand în jur de 20-25 de repetări, da? 3, 2, 1, lăsăm gantările jos, da? Primul antrenament trebuie să fie extrem de diversificat. Am lucrat cu greutăți, hai să lucrăm și un pic de cardio, da? Dăm drumul la jumping, haideți! Brațele sus, picioarele depărtate, inspir și expir, asta e. Și mișcările de cardio trebuie și ele diversificate. Ori poți să alergi pe bandă sau poți să mergi pe bicicletă, dar poți lucra și exerciții pliometrice, cum facem noi în momentul de față, cu greutatea corpului. 3, 2, 1, vreau să așezăm degetele pe sol, picioarele depărtate. Atenție, un pic la mine. Sar la verticală, apropii picioarele sus și mă opresc jos, da? Hai să vedem. Și sus și revin. Și expiră pe săritură. Expiră pe săritură. E un pic mai greu, da? Asta dacă ai sau te știi cu o condiție fizică bună, spre foarte bună, cu siguranță poți lucra exercițiul ăsta și o să-l resimți după 15-20 de repetări. 3, 2, 1, stop! Bun, vreau să ne așezăm pe saltea în poziție de flotare. Da? Avem palmele așezate pe saltea. Atenție, rulez și pun pieptul jos. Da? Pe revenire, arunc picioarele în față și aterizez într-o semigenoflexiune. Revin la spate și din nou pun pieptul jos. Și din nou mă ridic, arunc picioarele în față, revin și pieptul jos. Asta e. Mișcarea de flotare trebuie să fie rulată, da? E un pic mai ușoară, poți să o lucrezi indiferent de condiția ta fizică. Săritura este un pic mai grea, dar cu ușoară atenție, cu siguranță poți să o faci fără probleme. 3, 2, 1, ultimul exercițiu. Vreau să ne așezăm pe spate culcat, da? Asta. Vreau ganterele peste nivelul capului, da? Picioarele întinse. Atenție, ridic ganterele spre verticală, ridic și un picior întins. Acolo când am ajuns sus, schimb piciorul. Las piciorul jos și din nou cobor. Atenție, ridic celălalt picior primul, schimb și din nou las trunchi și picior jos. Și din nou sus, schimb, bine. Și din nou las gantările și piciorul în același timp, da? E un exercițiu la care îmi trebuie destul de multă atenție pe sincronizare, da? Adică, în momentul în care revin și cu piciorul, revin și cu brațele, atenție la numărul de repetări 20-25 și din punctul meu de vedere, tot ce am făcut astăzi poate fi un circuit. Mulțumesc pentru tot!